Una, pentru că am vorbit despre sport de înaltă performanță, ne-am dat seama, în ultimii ani, doar fetele, sau în general fetele, ne-au făcut să stăm cu sufletul la gură când era vorba despre sport internațional. Hai, recunoașteți! Vă arăt pe Crina Pintea și altfel decât ați văzut-o, pentru că eu, dacă aș fi adversarea, în primul rând n-aș vrea să mă apăr niciodată dacă e Crina Pintea în preajma mea. Când are părul prins într-o simplă coadă, mai merge cum merge. Bă, dacă își face spicele alea aici ea, îmi vine să fug. Știu că-i bai. Crina Pintea este cu părul de socul. Nu știu câte ori ați văzut-o așa. Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână, unde ești? Acasă? Sunt acasă, da. Să știi că eu nu am aflat niciodată. Tu de unde ești deloc? Noi ne-am cunoscut la Cluj, de fapt, prima oară când ne-am văzut în viața noastră, dar nu știu de unde ești deloc. Sunt din Bacău. A, din Bacău. Ce tare. Moldovean. Da, se vede după cum dai din coate. Crina, da. Crina are un plan pentru astăzi și dacă vreți să o vedeți chiar altfel, fără minge în mână, fără clister, fără privirea ei de războinică, astăzi face cozonaci. E reală povestea sau doar e așa un zvon? Da, este reală. Și mă bucur foarte mult că fac acest lucru astăzi. Îmi doream foarte mult, chiar și eu, în anii trecuți, măi, să vedem și o chestie din asta așa mai familială, să zic așa. Și mă bucur că pot să fac lucrul ăsta și să aduc ce mirosul de cozonac în casele oamenilor. După ora 5 vă găsim pe Facebook într-un live. Sunteți mai mulți, mai multe persoane publice vor face treaba asta. Exact. De ce faceți lucrul ăsta? Da, scopul nostru este unul caritabil. Facem cozonaci pentru a aduce mirosul de cozonaci în casele oamenilor, dar în același timp vom decora și figurine din turtă dulce, printre care și minți de handbal. Le vom semna și le vom dărui asociației Atelierul de Bine. Eu colaborez cu ei de ceva timp și ce fac ei ajută copiii din zonele defavorizate ale României. Foarte frumos. Zi-mi cum era Crăciunul când erai tu mică la Bacău. Era foarte frumos, sincer. Eu chiar am trăit sărbătorile în adevăratul sens al cuvântului. Cu tradiții, cu colindat, cu... Colindai când erai micuță? Bine, tu nu erai micuță, cred că erai în alta grupului. Exact. Eu am colindat până la un moment dat pentru că părinții mei mi-au spus că, Crina, e cazul să nu mai mergi cu colinda pentru că ești câtușa omului. Da, nu deschide conchide la loc. Da, exact. Crina, spune-mi dacă ai, nu știu, ca sportiv, dacă ai vreo limită, nu ești ca gimnastele acum, nu o să mâncați numai frunze, ai vreo limită, vreo dietă, ții la lucrurile astea sau de sărbători mănânci orice? Nu, eu încerc să țin, pentru că și pun foarte repede, în orice perioadă a anului, nu doar de sărbători. Și încerc să am mare grijă. Tocmai ce am văzut-o la voi pe doamna doctor Anca Hâncu, cu ea am colaborat acum ceva timp și încă lucrez cu ea, pentru că aveam nevoie și e nevoie. Adică e nevoie să știm ce putem mânca. Categoric. Și cum. Bun! Îți mulțumim, dar chiar nu vreau să vorbim de handbal, sincer, te-ai fi săturat și tu. Las că e Crăciunul, vorbim data viitoare când povestim. Vreau doar să știu că sunteți bine, că totul se desfășoară conform planului. La ora 5, spune-le oamenilor pe ce pagină de Facebook vă găsesc. Pe pagina de Facebook Dulce Bun. O să fim acolo, mai mulți oameni. Și îmi doresc în tot sufletul să intre cât mai mult și dacă vor să achiziționeze O figurină din turtă dulce o pot face printr-un mesaj privat către Asociația Atelierul de Bine și pot intra în posesia unei figurine printr-o donație. Eu vreau doar să te văd cu mâinile, cum ești, cât ești de delicată. Am văzut cât ești de delicată cu fetele alea, când stau câte două. Să văd eu cum faci cu mânuțele alea. Te pupăm, să știți că am văzut-o în rochie și pe tocuri, atenție. Adică nu, fetele nu umblă toată ziua în training. Din când în când la evenimente se mai pun și pe tocuri. Te pupăm, pupă fetele, da. Să vă meargă mulțumesc bine. Mulțumesc în suflet. Ciao. Mulțumesc. La Ciao. Tine.